În urma controalelor ISU, în județul Dâmbovița, din cele 46 de instituții publice, 25 nu necesită autorizație de securitate la incendiu. 5 instituții dețin autorizație de securitate la incendiu, 9 nu dețin autorizație de securitate la incendiu, iar 5 instituții nu dețin date despre acele construcții. Precizez că potrivit articolului 30 din legea 307, pentru construcțiile care se supun autorizării privind securitatea la incendiu, care au fost puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, instituțiile publice aveau obligația obținerii respectivului act administrativ până la 30 septembrie 2017. Cele 9 instituții publice care nu dețin nici la această oră avizul ISU sunt: Direcția de Sănătate Publică, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Inspectoratul Teritorial de Muncă, clădirea în care funcționează forțele de muncă și Casa de Pensii, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția de Îmbunătățiri Funciare, Casa Corpului Didactic. Principalele tipuri de lucruri la care sunt supuse construcțiile care desfășoară activitatea serviciilor publice de cercetare sunt următoarele: incendii, cutremure, explozii și prăbușirea în unor construcții. Răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor din punct de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine instituțiilor publice beneficiare ale construcțiilor.